emisiune susținută de Biserica Adventistă. Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne bucurăm să fiți cu noi la emisiunea Senso din această zi. Sunt Ioan Grama și în ocazia aceasta am plăcere să fie din nou în studio cu mine domnul pastor Toma Miron. Domnule pastor, fiți binevenit! Bine v-am găsit! Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră. Mulțumim! Tema acestei emisiuni este Evanghelia Împărăției. Așa cum spuneam și altădată, Evanghelia, mesajul iubirii lui Dumnezeu pentru o lume care nu l-a iubit, mesajul salvării pentru viața veșnică, este numit în Biblie Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia Harului, Evanghelia Mântuirii noastre și Evanghelia Împărăției. Am vrea să înțelegem în această ocazie de ce se spune că acest mesaj, această chemare la mântuire este numită în Biblie Evanghelia Împărăției. Domnule pastor, mai întâi, am vrea să lămurim din nou ce înseamnă Evanghelie, pentru că este un cuvânt împrumutat din limba greacă și nu se folosește uzual. E corect așa, ca să fie anumite lucruri netransmise, niște cuvinte netraduse, pentru că explică, țin mai aproape de canonul sfânt al Bibliei. Și lucrurile lui Dumnezeu ar trebui pronunțate în mai toate limbile la fel, zic eu. Când spunem împărăția lui Dumnezeu, este un termen abstract pentru lume, ea este ceva real, conceput de Dumnezeu. Dar mai întâi Evanghelie. Evanghelie ce înseamnă? Dar noi trăim într-o lume a păcatului. Ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vină un decret, să vină o hotărâre a lui Dumnezeu. Și hotărârea aceasta lui Dumnezeu este numită Evanghelie, adică veste bună. Veste bună prin care cineva este salvat sau este luat dintr-o împărăție și mutat într-o altă împărăție. Ea vine din grecescul Evangelium, care înseamnă o veste bună, dar vestea aceasta bună avea conotații antice, când un împărat făcea o proclamație către popor prin care îi se aducea o veste că este pace sau că primesc hrană gratis sau un decret care să fie în favoarea poporului. Și atunci când împăratul decreta vestea aceasta, tot poporul aștepta și era în avantajul sărăcimii în general, a celor fără putere. Ei, vestea bună a împărăției, Evanghelia împărăției, este ceea ce Dumnezeu proclamă pentru împărăția sa, o recrutare din împărăția celui rău în împărăția Harului sau a lui Dumnezeu. Ce este această împărăție a lui Dumnezeu? Pentru că nici în limbajul curent nu mai folosim. Pe vremuri, orice țară se spunea că este o împărăție. Noi când ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, spunem, vină împărăția ta. Deci este vorba despre această împărăție. Dar ce este împărăția aceasta a lui Dumnezeu? Împărăția, cuvântul de împărat nu a existat decât pentru Dumnezeu până aproape de potop. Toți marii domnitori ai popoarelor din vremea aceea spuneau vicerege. Numai Dumnezeu sau numai Zeu Suprem era împărat. Acum noi când spunem că a venit împărăția lui Dumnezeu, deci termenul deja este abstract, pentru că nu este din lumea aceasta. Așa a spus Domnul Iisus lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Vedeți, Ioan Botezătorul spunea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Deci acum și încă nu. Împărăția lui Dumnezeu sau țara lui Dumnezeu, cu regulile lui Dumnezeu, cu legile lui Dumnezeu, cu împărăția lui Dumnezeu, cu statutul lui Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu. Deci este o altă lume. Este un concept despre ceva care pe pământ nu există. Deci țara unde este împărat Dumnezeu, unde stăpânește Dumnezeu și unde toate merg după voia lui Dumnezeu, sunt în acord cu voința sa, sunt în armonie cu el. Deci în Vechiul Testament a fost o țară a lui Dumnezeu, Israelul, cu profeții lui Dumnezeu, Dumnezeu le vorbea, deci s-a vrut ceva sfânt, special, ca toată lumea cealaltă, lumea din prejurim, să vadă cum este împărăția lui Dumnezeu. Numai că împărăția lui Dumnezeu pe pământ a falimentat. Deci spuneați că
Evanghelia este un decret pentru ca noi să mergem din împărăția acestei lumi în împărăția lui Dumnezeu, și că împărăția lui Dumnezeu este țara lui Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu, cu tot ce ține de Dumnezeu. Dar cum este acolo, în împărăția lui Dumnezeu? Deci în țara aceea unde Dumnezeu este împărat. Că înțelegem că aici nu stăpânește Dumnezeu. Deci, deși El controlează lumea aceasta, totuși în lumea aceasta se întâmplă lucruri cu care Dumnezeu nu este de acord. Deci o parte din profeții lui Dumnezeu au văzut ce este acolo, dar au văzut doar anumite tablouri, și după ce au văzut, partea necazului că nu aveau cuvinte prin care să relefeze ce au văzut, să spună celorlalți pe înțelesul lor. De aceea Scriptura ne spune Pavel în 1 Corinteni 2:9, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Deci lucruri care nu se pot descrie. În Evrei 12:14 spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Înseamnă că împărăția aceasta este pace, liniște, bucurie, sănătate, viață veșnică. Nu este Satana, nu sunt ispitirile, nu sunt lucruri rele, este ceva frumos în care Dumnezeu este pe tron și ceilalți îl slujesc, îl laudă, îl preamăresc, și mai ales fundamentul și relația dintre Dumnezeu și creatura sau și invers este dragostea. Deci dragostea este în deplină maturitate și putere. Ce este acolo este absolut bun. Este ceva de dorit și ar trebui să fie pentru toți. Problema este credința. Credem că există așa ceva sau nu credem? Dacă credem, deja bucuria noastră, mintea noastră începe să mediteze la lucrurile acelea. Și ceea ce spuneați, acolo fiind Dumnezeu, acolo nu este moarte, nu este suferință, nu este nici un lucru... Nu este nimic rău, nici măcar un gând rău. Nu este teamă. Cei mai mulți sunt în teamă. Acum cineva mi-a spus, uite, mi-a murit soțul și nu era suficient că i-a murit soțul, care este destul de tânăr și a rămas singur, dar a spus că are o teamă de atunci și nu mai poate dormi acasă. Deci iată că sunt foarte multe lucruri probleme rele negative, pe care le știm, rele, dar mai sunt și altele care apar după aceea. Deci singurătatea, teama, și nici nu știe exact de ce se teme, dar se teme. Deci ceea ce ne dorim cu toții este să scăpăm de moarte. Aceasta nu va mai fi acolo, deci este atât de bine, atât de frumos. De fapt, și pe pământ, când se întâmplă ceva foarte frumos, noi spunem, așa am petrecut o vreme sau o zi sau mai multe, ca și cum am fi fost în rai. Așa ne gândim când este ceva bun, zice, am fost în rai, așa de frumos acolo. Practic, împărăția lui Dumnezeu există. Acolo unde este Dumnezeu, undeva în univers, acolo este împărăția Lui. Lumea aceasta noastră este doar o planetă din imensul univers. Este singura planetă unde nu stăpânește Dumnezeu în mod absolut. Această planetă este stăpânită de diavolul, dar Dumnezeu controlează și ajută pe cei care își pun încrederea în El. Deci, noi, când trăim cu speranța în împărăția lui Dumnezeu, așteptăm să fim luați de aici și duși în țara Lui. Dar spuneați la un moment dat că să urmărim pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Deci acolo este sfințenie. Ce este această sfințenie? Ce este această sfințenie? Sfințenia apare istoric cu evoluția acestui cuvânt sau a sensurilor cuvântului, este nesigur, spune dicționarul. Însă noi întâlnim termenii Kadosh în Vechiul Testament, pentru că Vechiul Testament este scris în cea mai mare parte în ebraică, și Hagios, care apare în Noul Testament în greacă, el înseamnă, și aici toți teologii sunt de acord, că atunci când spunem sfânt, înseamnă o separare de lume, separare de ceea ce aparține unei lumi imperfecte, separare de lumea aceasta înspre Dumnezeu. Este ceva desăvârșit. Ceva desăvârșit. Înseamnă a ceva care este pus deoparte pentru un scop special, de obicei al lui Dumnezeu.
este o relație între Dumnezeu și creația sa, mai mult decât un sens de la om la Dumnezeu, ci cât de la Dumnezeu la om. Când spunem sfânt în termen ortodox, el ar putea să însemne și o stare de separare etică în care sfințenia aceea nu este doar pus deoparte, ci el devine curat. Este o devenire înspre Dumnezeu. Deci din zona omului, din zona a ce este pământesc și nedesăvârșit, spre desăvârșirea lui Dumnezeu. Uh-huh. Mutația aceasta înspre Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, înseamnă sfințire. Când un om în Vechiul Testament voia să fie sfânt, el făcea o spălare ritualică și se spunea, sunt închinat lui Dumnezeu. Uh-huh. Și totul trebuia să fie curat. Și totul trebuia să fie și curat. Și în interior și în exterior. Toți trebuiau să înțeleagă că sfântul este curat și în interior și în exterior. Uh-huh. Domnul Iisus Hristos a avut ca temă a învățăturilor sale împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, pentru că trebuie să ne ducă acolo. Da, deci pentru că scopul cel mare al lui Dumnezeu este să ne aibă cu sine în veșnicie, în împărăția lui Dumnezeu, și așa cum a reieșit, acolo este sfințenie, deci cei care vor fi duși din lumea aceasta în împărăția lui Dumnezeu, în țara lui Dumnezeu, trebuie să fie sfinți. Ce înseamnă? Care sunt acele virtuți, acele calități pe care le are un om sfânt, un om care poate să stea înaintea unui Dumnezeu cu totul și cu totul sfânt, înaintea sfinților îngeri, într-o țară unde este desăvârșire? Bun, Dumnezeu zice, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Acum, fiți sfinți, dar omul ar gândi că imediat ar trebui el să se sfințească. Ori sfințirea aceasta nu este în puterea omului. De ce nu este în puterea omului? Pentru că omul a căzut în păcat. Ascultând de Satana, călcând legile lui Dumnezeu, el a ajuns în zona oamenilor pierduți. Normal, trebuia să se moară dacă Dumnezeu nu intervenea pe rol să introducă un plan de salvare cu Domnul Hristos pe cruce. Ei, acum, dacă noi am priceput unde am căzut și unde este Dumnezeu, cam unde ar trebui noi să ajungem, dintr-o dată starea noastră suferă, intră în deznădejde, așa spune Apostolul Pavel în Romani. Nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte, acest trup care mă îndeamnă mereu la rele? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că el a găsit soluția, el a găsit salvarea. Iisus Salvatorul. Deci Dumnezeu ne sfințește. În momentul în care eu vreau, cred și vreau, Domnul Hristos vine în viața mea și prin puterea Duhului Sfânt mă transformă, mă dă în zona sfințirii, adică prin nașterea din nou. Trebuie o naștere din nou ca să treci dintr-o sferă într-alta. Deci o schimbare totală. O schimbare totală pe care o face Dumnezeu. Deci este o minune. Este o minune. Schimbarea aceasta este total minunea lui Dumnezeu, pe care noi nu o vedem din exterior, dar s-a întâmplat în duh, în o transformare a duhului. Din momentul acela, mintea omului se schimbă, automat se schimbă mintea. Are alte priorități. Dacă avea niște priorități în zona aceasta, de aici încolo merge în sensul celălalt. Este o schimbare totală, de 300, de 180 de grade. Deci, noi primim în dar de la Dumnezeu nu numai iertarea păcatelor prin credința în Iisus Hristos, noi primim în dar și virtuțile creștine ale sfințeniei. Da, deci atunci când Dumnezeu ne schimbă, există acum două teorii mari, puternice în teologia creștină. Dacă atunci când Dumnezeu ne mântuiește și ne socotește neprihăniți, ne socotește arbitrar, adică doar ne socotește sau doar ne declară, exact, sau ne și face sfinți. Urmează să discutăm despre acest lucru. Da. Doamnelor și domnilor, urmează pauza publicitară, după care vom continua. We'll be right back.
doamnelor și domnilor, continuăm dezbaterea despre Evanghelia Împărăției. Am văzut că Evanghelia este vestea bună a mântuirii, a un decret pe care Dumnezeu îl dă, prin care vrea să ne salveze de moarte, de suferință, de tot ce este rău în lumea aceasta, să ne ducă în țara Lui, care se numește Împărăția Lui Dumnezeu. Am văzut că acolo, în Împărăția Lui Dumnezeu, este, pe lângă faptul că nu este rău din lumea aceasta, este sfințenie. Podoaba casei Lui Dumnezeu este sfințenia. Dumnezeu este sfânt. Toate ființele care sunt acolo sunt sfinte. Noi, ca să trecem din starea în care suntem noi acum, pentru a putea să locuim împreună cu Dumnezeu în veșnicie, datorită jertfei cele mari a Domnului Iisus, trebuie, așa cum ne-a spus invitatul nostru, Toma Miron, trebuie să ne naștem din nou și să dobândim virtuțile sfințeniei. Domnule pastor, care sunt aceste trăsături, aceste virtuți pe care trebuie să le aibă un om ca să poată fi în Împărăția Lui Dumnezeu, în țara Lui Dumnezeu? Se întâmplă că vin antreprenori din aceștia și spun, sunt locuri de muncă în străinătate, dar dacă vreți să mergeți acolo, acestea sunt condițiile. Și el spune care sunt condițiile celor pe care îi va lua ca să-i ducă acolo la lucru în străinătate. Bun. Domnul Iisus Hristos vine în împărăția aceasta să se naște și ia trup omenesc prin Fecioara Maria. Vine pe pământul acesta, după care trăiește într-un fel anume, pentru ca să le arate oamenilor că e posibil să trăiască sfânt. El este exemplu desăvârșit al sfințeniei, după care începe să vorbească despre împărăția cerurilor. De multe ori el spune împărăția cerurilor se aseamănă cu, pentru ca oamenii să înțeleagă cât mai bine sau cât mai exact despre împărăția aceasta și să își dorească să fie în împărăția aceasta. După care el începe să spună cam care ar fi condițiile celui care trebuie să fie adus acolo. În Evanghelia după Matei, începând cu capitolul 5, este începe predica de pe munte, foarte cunoscută în teologie, și la început el spune câteva condiții. Spune așa, a început să vorbească și să învețe astfel, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. După aceea, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei însetați și flămânzi după neprihănire, ferice de cei milostivi, ferice de cei cu inima curată, ferice de cei împăciuitori, ferice de cei care sunt prigoniți pentru cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt niște calități. Și acum omul stă și se gândește, le are sau nu le are. Ele nu pot fi... Noi am putea să jucăm teatru că le avem, să ne comportăm așa ca niște actori, însă Dumnezeu nu aceasta vrea. El vrea să fie aici caracter. Caracterul înseamnă ceva care omul are în mod obișnuit. Deci în mod obișnuit el procedează așa, are calitățile acelea. Și aceasta înseamnă caracter. Lumea înțelege mai greșit caracterul. Am văzut, spunea la fotbal, echipa mea astăzi a câștigat, astăzi jucătorii mei au avut caracter. Data viitoare ia bătaie și o să zic că jucătorii mei n-au avut caracter. Ei, caracterul nu-l ai azi și nu-l ai mâine. Caracterul este după o viață întreagă o seamă de însușiri pe care tu trebuie să le ai. Ei, Sfântul are anumite calități și comportări naturale care emană din el și care sunt vizibile sărite de Duhul Sfânt, și care face separarea aceea dintre sfinți și între profani, între ce este al lui Dumnezeu și ce este al lumii acestea. Deci calitățile acestea trebuie să vină, dar ele vin de la Dumnezeu prin nașterea din nou. A spus, nu vă mirați de lucrul acesta. Dacă cine nu se face, naște cineva... Cine sădește în noi aceste trăsături de caracter? Trăsăturile de caracter le dă Dumnezeu, le face Dumnezeu, însă noi ar trebui să ne dorim foarte mult împărăția aceea. Să ne predăm lui Iisus Hristos, adică să spunem, Doamne, eu vreau să fiu robul Tău. Adică Tu vorbești și eu execut. Eu cred ce zici tu și fac ce zici tu. Da, pentru că dacă e împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că acolo unde este împărat Dumnezeu și acolo unde sunt toți cei care sunt, ascultă de Dumnezeu. Și ascultă de Dumnezeu. Da. Vedeți că David a păcătuit. Toată lumea zice, David a păcătuit. Că David, care era după inima lui Dumnezeu, a păcătuit. Bun. Dar spunea un proverb așa.
am găsit într-o carte, David a păcătuit odată și a plâns toată viața. Alții păcătuiesc toată viața și nu plâng deloc. Și cred că vor merge acolo printr-un alt sistem. Vedeți că sistemul acesta nu este, decât Dumnezeu poate să te schimbe. Dumnezeu poate să te transforme. Tu doar vrei să ajungi acolo și spui, Doamne, vreau să fiu transformat după chipul tău, după cuvântul Scripturii, după poruncile tale. Aceste trăsături care le-ați enumerat, sărăcia în duh, blândețea, a fi milos, a fi iubitor de pace, așa, sunt ale lui Dumnezeu. Sunt ale lui Dumnezeu. Acelea sunt descrierile lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu trebuie să ajungă ca Dumnezeu, pentru că spune așa, fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Adică, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă noi vom avea un împărat, împăratul trebuie să fie perfecțiunea, dar noi trebuie să fim cei care suntem ca el, pentru că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, acolo va fi o stare de respingere. Adică? Și acum, noi avem persoane care simțim o respingere, nu? Zice, mă, ăsta nu gândește ca mine și îl resping. Dar dacă nu gândești ca Dumnezeu, cum vei sta o veșnicie cu Dumnezeu? Lucrul acesta nu se poate face. Haideți să vedem una dintre trăsături care este foarte greșit înțeleasă. Sărăcia în Duh, nu cu Duhul. Sărăcia în Duh. Ce înseamnă această sărăcie? Pentru că, încă o dată... A fi sărac cu Duhul înseamnă o stare de decădere mentală. Adică un om care suferă pe linia aceasta. Deci asta e sărac cu Duhul. În Duh, a fi sărac în Duh, aceasta ce înseamnă? Un om care, cunoscându-L pe Dumnezeu, raportându-se la Dumnezeu, a văzut această mare discrepanță între el și Dumnezeu, această mare prăpastie. Din momentul acesta, când Dumnezeu vorbește, el tace. Când Dumnezeu cere, el spune, aș vrea să fac, Doamne, dar nu știu dacă pot face. Ajută-mă să fac, ajută-mă să ajung acolo. Cum a zis Petru, învățătorule, cheamă-mă la tine să merg și eu pe apă, cum mergi tu. Adică să pot face transformarea aceasta. Sărac în Duh este când tu îți dai seama că în puterea ta, în știința ta, nu se mai poate realiza nimic. Când este un om sărac în Duh? Când se duce la medic și s-a dus la 10 doctori și doctorii au spus nu mai este nimic de făcut. Și acum te duci la ultimul și ultimul spune eu pot să fac ceva. Și atunci tu stai și zici, domnule, ce poate să facă doctorul? Numai doctorul mai poate face. Că alții m-au respins. Numai Dumnezeu mai poate face ceva. Păi sărac înseamnă că să nu ai, nu? Sărac cineva care nu are. Păi prima condiție ca să fim copii al lui Dumnezeu este să fii sărac în Duh. Prima. De ce este prima? Pentru că Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe ceva și dacă tu zici că știu și eu. Dacă tu știi și tu, ce să te mai învețe Dumnezeu? Nu te mai învață. Am întâlnit un om aici care a făcut închisoare mult din râu și munți. A făcut foarte mult închisoare. Și când am vorbit cu el, era foarte bătrân, ieșise de închisoare multă pe viață avusese. Și l-am întrebat, cum știi lucrurile acestea? M-am întâlnit cu el într-un magazin. Și el a spus așa, am fost 9 ani în închisoare cu cei mai mari oameni ai țării. Și vă dați seama că eu îi slujeam pe toți, dar eu n-am vorbit niciodată, pentru că erau acolo cei mai înțelepți oameni din țara asta. Cum era să vorbesc eu? Ce să le spun? Că eu eram de la oi. Și atâtea cuvinte știa și atâtea lucruri învățase acolo, pentru că el a stat și a ascultat. A fost sărac în Duh. Nu s-a dus el să-i învețe. Spunea că am făcut acolo cu Patriarhul României, cu Miron Cristea, cu nu știu care spuneau acolo, cu oameni din Guvernul României, că se schimbase orientuirea socială. Și omul a stat, când ești sărac în Duh, asculți pe Dumnezeu, iei Scriptura și spui, așa trebuie să fac. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care te transformă. Deci Dumnezeu spune, uite, voi trebuie să aveți iubire și un om sărac în Duh zice, eu n-am iubire, Doamne, dă-mi iubire. Doamne, nu? Dă-mi iubire pentru că Tu poți. De unde să am eu iubire? Da. Pentru că noi credem că dacă nu ești sărac în Duh, crezi că ești destul de bun. Pentru că te compari cu cine te compari. Dacă te compari aia, cu Domnul Iisus... Exact. Da. N-ai iubirea aia să zici, iartă-i că nu știu ce fac, sau Doamne, eu iubesc, sau ajută-mă să iubești pe vrăjmașii mei. Da. Deci eu am fost foarte bun la școală, în liceu, în școala generală, dar când m-am dus la facultate, m-am dus așa cu o încredere în mine, ieșite din comun. Ori acolo am găsit niște colegi
care aveau niște capacități atât de mari intelectuale, încât eu dintr-o dată am spus, bă, pe ăștia numai să-i admir mai pot, ca să mă iau cu ei la întrecere nu mai pot. Pentru că erau genii. Deci când vezi așa un geniu, dintr-o dată te resemnești și spui, eu atâta pot și să mă ajut, Doamne, să fac și eu ceva, dar nu mai este meritul meu. Înseamnă că din punct de vedere al pregătirii noastre pentru cer, primul pas este să înțelegem că noi nu avem nimic bun și că avem nevoie de Dumnezeu. Că avem nevoie de Dumnezeu pentru toată transformarea. Da. Deci ca să ajungem să dobândim aceste calități, noi trebuie să le cerem de la Dumnezeu. Noi trebuie să le cerem de la Dumnezeu. Dar știți care e necazul religiilor? Pentru că în religiile astea, majoritatea religiilor, omul vrea el să facă ceva pentru mântuire. Ori pentru mântuire îți trebuie doar credința în Dumnezeu, că numai Dumnezeu mai poate face ceva pentru tine. Atât ești de căzut, atât ești de... Noi nu mai avem în noi, păcatul acesta a distrus în noi nu doar trupul, a distrus mintea, gândirea, simțămintele, scara valorilor, e pe dos decât vrea Dumnezeu. Păi gândiți-vă că un om, el vrea să fie cel mai mare, el vrea să fie frumos, el vrea să fie lăudat. Ei, lucrul acesta, când l-ai cunoscut pe Dumnezeu, nu mai vrei așa. Vrei să slujești altora. Vrei să dai întâietate celorlalți. Vrei să îi vezi pe toți fericiți. Vrei să îi ridici pe toți, pe fiecare un pic mai sus. Deci este o schimbare totală a omului respectiv. Nu tu trebuie să fii lăudat. Pentru că zice, lumea văzându-vă pe voi, spune Domnul Iisus, să laude pe Dumnezeu. Adică, de ce să laude pe Dumnezeu? Pentru că El v-a schimbat. El a făcut transformarea aceasta. Când vă vede pe voi cât v-a schimbat, v-a schimbat. Dar când vede cât v-a schimbat, îl laudă pe Dumnezeu. Domnule, Dumnezeu, ce mari minuni a făcut. De aceea zice că oamenii văzând faptele voastre bune, să laude pe Dumnezeu. Asta este minunea. Deci, am înțeles că această stare de sfințenie este lucrarea lui Dumnezeu și probabil că de aceea apostolii au zis, dar cine va putea să ajungă? Ei au înțeles în sfârșit că omenește este imposibil, dar la Dumnezeu nu este greu. Ce înseamnă să ai credință cât un grăunte de muștar? Uitați, numai un lucru. Au stat ei și au gândit și au zis așa, băi, un om dacă îl ierți o dată, de două ori, de trei ori, e suficient. Și la un moment dat, vrând să se ridice să cumva, depășească. Să depășească starea aceea, s-au gândit și a spus, 7 este numărul lui Dumnezeu, este un număr desăvârșit. Doamne Iisuse, învățătorului, de câte ori să iertăm pe frații noștri? De 7 ori? Hai, vă dați seama, 7 ori era extraordinar, era de 2 ori 233%. Bun. Dar Domnul Iisus Hristos zice, nu de 7 ori, de 70 de ori câte 7. Nu era nici măcar numărul acesta, era un număr simbolic. Să ierți întotdeauna. Dar practic era să ierți așa și atunci eu și-am dat seama că așa ceva nu se poate, să ierți la infinit și am spus, Doamne, mărește-ne credința. Deci avem credință, nevoie de credință, nu mai se poate. Bun, și Domnul a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ce este această credință cât un grăunte de muștar? Păi credința aceasta este înțeleasă greșit. De exemplu, lumea spune așa, am vorbit săptămâna trecută cu cineva și am zis, eu am credință, domnule, eu am credință. Dar ce credință aveți? Păi eu am credința mea. Păi nu este credința mea. Nu este nici credința cutare, nici credința a doua, nici a treia, nici a patra, nici a ta, nici a altuia. Este credința lui Iisus. Aceea este singura credință mântuitoare. Bun, și care este credința lui Iisus? Pentru că Tatăl conduce toate lucrurile, a zis el, și tot ce este bun este la Tatăl, nu mai există nicăieri. Tot ce este adevăr este a lui Dumnezeu. Asta a fost credința lui. Bun, acum dacă eu am credința aceasta și îi spun, Doamne, Tu mă iubești, vrei ca răul să dispară, eu plec în lumea aceasta și voi face binele și sunt sigur că Dumnezeu mă ajută să fac lucrul acesta. Și spune că dacă ai în față un deal, și dacă ai credință, zici să se mute dealul și se mută. Bun, în definitiv nu se poate muta un deal, numai că, zice un text tot plin de Duhul Sfânt, care spune așa, nu a muta un deal este cea mai mare problemă în credință, ci un om care nu crede în Dumnezeu sau care este tare păcătos și căzut, omul acela să se pocăiască, să facă fapte bune, este o minune de
mai mare. Infinit mai mare decât a mutat muntele. Noi am vrea să vedem munți sau dealurile mutate, dar nu aceasta este. Un om care a făcut rău și să se întoarcă, să facă bine și să se slujească, să ridice pe alții în față, aceasta este o minune. Muntele din inimă. Omului, muntele din inimă. Sau muntele. Da. Înseamnă că ceea ce a spus, credința lui Iisus, grăuntele de muștar, sau credința cât un grăunte de muștar, înseamnă să mă duc la Iisus, să mă duc la Iisus și El să-mi dea milință, să-mi dea iubire, să-mi deci dea răbdare. Deci credința aceasta eu trebuie să o am în puterea lui Dumnezeu. Asta deci este. Puterea în puterea și în caracterul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să biruiască binele. Da. Și atunci, eu dacă am credința aceea, biruiesc. Deci dacă merg la Iisus, primesc toată puterea care schimbă totul. Sau la Dumnezeu. Vă mulțumim, da, domnule pastor. Urmează din nou, doamnelor și domnilor, pauza publicitară și apoi vom continua. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția, dezbaterea despre Împărăția lui Dumnezeu. Am văzut că în Împărăția lui Dumnezeu, cei care vor ajunge acolo trebuie să fie desăvârșiți, trebuie să fie sfinți, că această sfințenie este lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, că noi trebuie să mergem la Iisus, aceasta înseamnă să ai credință cât un grăunte de muștar, practic să mergem la Domnul Iisus, să cerem să avem iubire ca Lui, să avem umilință ca Lui, blândețe ca Lui, milă ca Lui și așa mai departe. Dar aceste virtuți, domnule pastor, sunt obligatorii. Ce se întâmplă dacă cineva moare și nu are aceste virtuți? Nu are dacă aceste trăsături de caracter. Nu are caracterul acesta. El are caracter, dar are caracter pentru pământul acesta sau în gândirea aceasta, dar lui trebuie un caracter de sfânt, de cer, un caracter deosebit de caracterele pământului acestuia. Ei, caracterul acela, dacă nu este format, că acela se face prin puterea lui Dumnezeu. Omul se supune lui Dumnezeu, primește de la Dumnezeu tot ce trebuie, toate etapele acelea, chiar dacă el se roagă și postește și se face caracterul, dar Dumnezeu face. Bun, acum un om din acesta care nu are caracter, nu și l-a însușit, a fost aici prima problemă pe care a fost, a fost că el n-a avut credință. Bun, n-a avut credință, n-a mers la Dumnezeu să ceară. Dacă nu are caracterul acela, nu că Dumnezeu n-ar vrea să-l mântuiască, dar nu poate să-l mântuiască pentru că el, ducându-se în cer, el găsește condiții care nu-i sunt potrivite pentru caracterul lui. Deci nu i-ar place lui acolo. Nu i-ar place acolo, nu poate să stea acolo. Între, când vede sfințenia lui Dumnezeu, el moare de frica sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru că nu poate suporta, nu poate să stea cineva păcătos cu eu-ul lui foarte sus, nu poate sta lângă sfințenia lui Dumnezeu. Deci el trebuie să aibă calități asemănătoare cu Dumnezeu și nu poate ajunge acolo. Acum, dacă cineva este în situația aceasta, este pierdut. Vedeți, spune Apostolul Pavel în Evrei, la Evrei le spunea în capitolul 9, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, unii vor muri de două ori, pentru că este moartea după judecată, dar rânduit pentru moarte este o singură dată, deci Dumnezeu n-a rânduit să mor de două ori, deci nu există predestinație în sensul acesta. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Deci după ce ai murit, vine judecata. Acum, judecata aceasta nu poate fi schimbată, pentru că judecata lui Dumnezeu este dreaptă, ea este o declarație asupra caracterului pe care îl ai. E pentru cer sau e pentru ce a fost pe pământul acesta? Și omul, practic, va fi vinovat pentru că n-a dorit să aibă acest caracter, că el trebuia doar să-l ceară și să-l poată avea. Deci eu nu mă pot ruga pentru cineva ca el să fie mântuit dacă omul acesta a fost în facultățile lui mentale. Dacă, de exemplu, am avut un copil de un an, 2, 3, 4, 5 care n-a priceput mântuirea și mi-a murit copilul, eu pot să-l cer în rugăciune și spun: Doamne, copilul acesta n-a avut timp să dezvolte, eu aș vrea să am copilul în ceruri. Ei, copilul acesta mi se dă, pentru că el nu poate fi judecat, pentru că el n-a știut
ce este bine și ce este rău, că era copil. Dar dacă cineva este major și el trebuia să aleagă la rândul lui, acela nu poate fi salvat prin nimic. Da, dacă se fac rugăciuni, după ce omul a murit și se fac rugăciuni ca Dumnezeu să-i dea iertare, să-i dea viață veșnică, ce se întâmplă cu rugăciunile acestea? Eu nu bag vină celui care se roagă. Numai că rugăciunile acestea nu au sens, nu au rezolvare. Se poate să trăiești dacă ai căzut din har, trăiești și tot nu se mai poate rezolva nimic cu rugăciunea. A spus Domnul Iisus Hristos odată, a spus Dumnezeu lui Saul, lui Samuel, nu te mai ruga pentru Saul, că pe Saul l-a înlepădat. Și el a spus, Doamne, eu o să mă rog, pentru că eu nu pot să nu mă rog. Eu trebuie să mă rog pentru el. Îți roagă-te. Dar situația lui nu se mai poate schimba. Și Saul era în viață și nu se mai putea schimba. Dar dacă ești mort, ce se mai poate face? Pentru că omul acesta când înviază, el va învia cu aceleași gânduri, cu aceleași dorințe. Cu aceleași trăsături de caracter. Cu aceleași trăsături de caracter. Dacă este un om capricios, dacă este un om mincinos, dacă un om mândru, el, degeaba ne rugăm că el tot mândru rămâne. El rămâne mândru. Și este o caracteristică care te ucide. Dacă ești mândru, de exemplu, te-ai dus undeva și nu te-ai băgat în seamă, te-ai dus la o nuntă și te-ai dus acolo și te-ai așezat în față și ăștia te-au luat și te-au mutat în spate, tu te duci acasă, nici nu mai poți dormi de supărare că te-a mutat cineva în spate. Ei, dar dacă te duci în cer, okay, și cum vezi cum e acolo. Deci rugăciune nu se pot face decât pentru cei vii. Și nici pentru cei vii ca să-i mântuiești, ci pentru cei vii ca Dumnezeu să le mai dea posibilități. Luăm, doamnelor și domnilor, o mică pauză și apoi ne întoarcem în studio. Da. Emisiune susținută de Biserica Adventistă. Emisiune susținută de Biserica Adventistă. Doamnelor, continuăm dezbaterea. Am ajuns la punctul cel mai fierbinte, în care am înțeles că trebuie să avem neapărat aceste trăsături de caracter ale sfințeniei și am înțeles, domnule pastor, că dacă un om moare și nu are aceste trăsături de caracter, el nu va fi mântuit, pentru că judecata tocmai aceasta clarifică dacă are sau nu are caracterul sfânt pentru cer. Și dacă un om moare și ne rugăm pentru el, ce spuneați că se întâmplă? Deci dacă un om moare și a fost major, Dumnezeu consideră că el a avut capacitate de gândire, de alegere și nu a ales în vremea cât a trăit, pentru el nu se mai poate face nimic. Deci el trebuia să aleagă să primească darul sfințeniei. Darul sfințeniei. Ori dacă nu a vrut să-l primească, că practic n-a vrut să-l primească. N-a vrut să-l primească, pentru că Dumnezeu dă, vedeți, dă mântuirea fără bani și fără plată. Deci este în caracterul lui Dumnezeu să dea. Dar deci, Dumnezeu nu poate da ceva ceea ce tu nu te bucuri pentru ea. Și nu dorești. Și nu dorești. Deci orice om, oricât ar fi de păcătos, dacă el dorește în sufletul lui să se mântuiască și cere de la Dumnezeu, primește. Dacă dorește să fie schimbat. Pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru ca oricine crede în el, vedeți că oricine crede în el sau îl crede pe el, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este. Deci dacă tu crezi aceasta. Deci dacă tu crezi că Dumnezeu te iubește și este gata să-ți dea iertarea păcatelor... Jertfa lui de pe cruce, el a murit pe cruce. Bun. Și acum, jertfa lui de pe cruce, la judecată, vine în dreptul tău, caracterul, el a plătit păcatele tale... Deci a fost pedepsit pentru păcatele. A fost pedepsit pentru păcatele tale. Deci vinovăția noastră s-a dus. Vinovăția noastră a trecut pe el și el a suferit la cruce. Bun. Da. După aceasta, Domnul Iisus când mă judecă, zice că el a murit în contul meu. Aceasta e prima. Deci, și caracterul pe lui este caracterul, vine în mine. Trebuie să o mutație de caracter de la lui la mine. Și aceasta e problema. Această mutație a caracterului lui Iisus în caracterul meu, când se produce? Dacă luăm așa, cel mai exact spune, credința vine în urma auzirii. Deci primul lucru ar trebui ca omul să audă vestea, să audă Evanghelia, vestea aceasta, că se poate.
prin puterea Dumnezeu vrea. Da. Deci ar trebui să se întâmple lucrul acesta. Deci în urma auzirii vine credința. După ce a venit credința, omul cere din inimă la Dumnezeu. Deci omul apelează la Dumnezeu pentru iertare și ca să primească caracterul lui Iisus. Iertarea. Bun. Da. Acum când vine iertarea, majoritatea lumii crede în iertare și gata. Se opresc aici. Numai că Evanghelia spune așa: dacă cineva a fost iertat, el a fost iertat normal, necondiționat. N-a fost iertat condiționat, a spus te iert și de aici încolo nu știu ce. Ci el a fost iertat. Este exemplu în Biblie când spune că unui om i s-a iertat tot. Numai că el plecând de acolo s-a întâlnit cu cineva care avea la el o datorie mai mică și el nu l-a iertat. Și acum îi spune, îl cheamă înapoi la raport și spune: eu ți-am iertat ție foarte mult, se cuvenea ca și tu să ierți la rândul tău pe ceilalți care ți erau ție datori. Ei, chestia aceasta ce înseamnă? Că omul dintr-o dată trebuie, când a fost iertat, dacă el a fost mulțumit că a fost iertat, caracterul lui se schimbă și iartă și el. Așa, deci el ar trebui să ceară de la Dumnezeu ca să aibă și el aceeași atitudine față de oameni, atitudinea care a avut-o Dumnezeu față de el. Corect. Da, deci problema este... S-ar putea, eu întrevăd aici, că el chiar și dacă n-ar cere lucrul acela, dacă și-ar dori mult împărăția lui Dumnezeu și-ar crede mult în Domnul Iisus, tot s-ar împărtăși de darurile lui Dumnezeu. Dar aici apare o altă problemă. De ce Iisus spune mulți sunt pe calea largă care duce la pierzare și puțin sunt pe calea cea strâmtă care duce la viață? Dacă totul este așa de ușor, și așa este, că Dumnezeu ne dă iertare prin credința în Iisus, că mă duc la Iisus și spun să mă ierte, Dumnezeu îmi dă sfințenia, blândețea și toate trăsăturile sfințeniei prin credința în Iisus, că mă duc la Iisus să mi le dea, să le sădească în inima mea. De ce așa de puțini oameni merg pe drumul acesta al mântuirii? Uitați, aici sunt mai multe motive, eu am să le pun într-o ordine, numai că eu n-aș vrea ca să vă fac dumneavoastră greutăți cu emisiunea aceasta. Nu e nicio problemă. Prima problemă. Dumnezeu zice așa prin profetul Osea, Osea 4:6. El spune: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Ce înseamnă aceasta? Nu ajunge adevărul, metodele acestea ale lui Dumnezeu de schimbare, credința aceasta curată cum ar trebui să fie, nu este explicată poporului. Deci oamenii nu știu, nu cunosc. Oamenii nu știu. Ei cred că este, de exemplu, religioși, cred că este suficientă. Cred că este suficientă doar iertarea, de exemplu. Nu știu că este necesară și transformarea, nu? Sau nu cunosc nu cunosc metoda lui Dumnezeu. Nu cunosc caracterul lui Dumnezeu. Nu cunosc cât de simplă este. Nu cunosc Evanghelia practic. Uh-huh. Nu cunosc Evanghelia aceasta care veste bună. Deci prima dată ei pierd din lipsă de cunoștință. Așa. Și conducătorii lor religioși nu le explică în detaliu. Bun, aceasta e prima. A doua este că dacă le se explică totuși, etapa a doua, s-ar putea ca ei să nu creadă. Adică spune, e frumos ce zici, dar pare să fie scos dintr-un roman așa. Da. Deci, totul este... Nu-i posibil să fie chiar așa. Deci oamenii nu cred că există o înviere, nu cred că este o viață veșnică, nu cred în așa ceva. Nu cred ce zice Scriptura. Da. Bun, aceasta e a doua. A treia, s-ar putea chiar să-și creadă, dar când vrea să se schimbe, să nu poată. Sau să nu dorească, sau să nu poată, adică ei vor să se schimbe ei, nu? Vor să se schimbe ei, adică nu apelează la Dumnezeu. Deci neapelând la Dumnezeu să te schimbe și încercând tu, la un moment dat s-ar putea să ai niște eșecuri și te descurajezi. Am cunoscut oameni care s-au lăsat de fumat, fumau foarte tare, s-au lăsat de fumat 6 luni. Și după 6 luni a spus, nu mai rezist, Satana, când am crezut eu că au biruit, s-a întors înapoi și a zis, Satana e mai tare ca Dumnezeu. Deci el s-a întors înapoi că în puterea lui a vrut să facă treaba. Deci n-a cerut de la Dumnezeu, Doamne, scoate din mine patima asta, eliberează-mă și atunci ar fi reușit. Dar vedeți că la Maria Magdalena, ca să o scoată din viciu, spune că Domnul Hristos a scos din ea demoni. Deci dacă ea aș vrut în puterea ei, demonii erau mai tari ca ea. Dar Domnul Iisus a eliberat-o de demonii aceia. Concluzia este că
pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, primul lucru este să știu. Deci trebuie să cunosc calea, să merg la Iisus pentru iertare și să merg la Iisus pentru transformare. A doua este să cred că există calea aceea. Uh-huh. Și a treia este să nu încerc în puterea mea, ci să cer de la Dumnezeu putere. Cum va fi acolo? Foarte pe scurt, avem doar un minut. Păi acolo... Cum este țara aceea? Bun. Ce este acolo? Dacă vrem să spunem, sunt două capitole în cartea Apocalipsei și cu asta chiar aproape se termină Apocalipsa. Vorba de capitolul 21 și 22. Spune, am văzut un cer nou și un pământ nou, cerul din tâi și pământul din tâi. Citiți acolo primele pasaje, cred că acelea sunt relevante. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, vedeți, cetatea sfântă, foarte frumos, nou Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei, deci o condiție, el va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Vedeți? Și mai sunt încă două versete. S-a isprăvit tot ce este pe pământul acesta. Bun. Se descrie după aceea cum este. În capitolul 22 spune, era un râu cu apa vieții limpede, cum este cristalul care ieșea din scaun de domnia lui Dumnezeu și a mielului. Acolo era cum era acel pom cu roade. Vă dați seama. Deci lucruri pe care nu le putem imagina, dar nu le putem imagina, sunt reale și ele sunt pregătite. Și au mai fost pe pământ odată, au mai fost în rai, dar raiul n-a mai fost. Dar va fi acolo. Domnule pastor, vă mulțumim tare mult. Doamnelor și domnilor, ar fi bine să citim capitolul 21 și 22 din cartea Bibliei, din ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. Acolo este descrisă împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem păcătoși, dar avem un mare mântuitor. Trebuie doar să mergem la El, ne iartă de păcate și să rugăm să ne sfințească. Noi nu putem să ne sfințim singuri. Trebuie să mergem la El, să rugăm să ne dea blândețe, să ne facă miloși, să ne facă curați și atunci vom fi sfinți, pregătiți pentru cer. Vă dorim această experiență dumneavoastră și celor dragi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere până miercurea viitoare. Mulțumesc și eu. Misiune susținută de Biserica Adventistă.